Irlandezul ucis de un român acum câteva zile este privit ca un erou de comunitatea locală. Poliția spune că bărbatul s-a pus scut în fața criminalului ca să își apere nepoții. Arestat de peste 24 de ore, românul încă nu a putut să le spună polițiștilor ce i-a provocat furia. Din câte se pare însă, are probleme psihice și a renunțat de curând la tratament. La aproape două zile de la comiterea crimei, cele două case din apropiere de Dublin, de care se leagă teribila faptă, rămân sigilate de poliție. Într-una a avut loc crima, în cea de-a doua locuia suspectul român. When Gardaí arrived at the house, the man wouldn't let them in. There was a standoff, but following some negotiations, he relented and allowed the Gardaí into his home. Originar din România, tânărul de 29 de ani a fost interogat mai bine de 24 de ore. Polițiștii spun însă că nici acum nu este clar de ce a comis crima. O explicație ar putea fi problemele psihice de care românul suferă. I'm very, very shaken that I live in walking distance. You know, in an area, as I say, it's scary. I know they're a very nice family. Try to figure out how we actually intervene at an early stage in any disputes that might come up between families and stop something like this happening. Pentru a elucida misterul acestui caz, autoritățile fac apel la toți cei care au auzit sau văzut ceva să vină la secție pentru a depune mărturie. Deocamdată, principala ipoteză este aceea unei dispute între vecini. Este epidemie.